Peste 47 de milioane de alegători francezi sunt chemați duminică la urne în cadrul primului tur al alegerilor legislative. După o lună de la scrutinul prezidențial câștigat de către Emmanuel Macron, se pare că partidul noului președinte centrist va obține o largă majoritate parlamentară pentru realizarea reformelor promise. Birourile de vot au fost deschise la ora locală 8 și vor fi închise la ora 20, timp în care alegătorii pot vota pentru desemnarea a 577 de deputați. Potrivit mai multor sondaje, partidul președintelui Macron ar putea obține la cel de-al doilea tur al alegerilor legislative, care va avea loc pe 18 iunie, aproape 400 de mandate de deputat, cu mult peste pragul de 289 necesare pentru a întruni majoritatea absolută. Scrutinul legislativ are loc în condiții de măsuri de protecție sporită, fiind mobilizați 50.000 de polițiști și jandarmi în contextul unei amenințări teroriste ridicate. Gara centrală din Amsterdam este înconjurată de trupele de poliție după ce o mașină a lovit sâmbătă în jurul orei 21 mai multe persoane la intrarea în metrou. Potrivit poliției, mașina se afla parcată într-un loc interzis. În momentul în care polițiștii s-au apropiat de vehicul, șoferul a încercat să fugă demarând în viteză. El a lovit pe trotuar mai mulți pietoni, după care s-a oprit într-un zid. Mai multe persoane au fost rănite, dintre care două au fost internate în spital, transmite Reuters. Șoferul a fost arestat și va fi interogat. Potrivit unui martor, mașina a demarat cu viteză foarte mare. Un alt martor a declarat că în zonă au sosit 10 mașini de poliție și o ambulanță. Sute de opozanți ai președintelui venezuelan Nicolas Maduro au defilat sâmbătă la Caracas împotriva proiectului adunării constituante inițiat de el, înainte de a fi împrăștiați cu grenade lacrimogene. De la 1 aprilie, adversarii politicei președintelui socialist manifestează aproape zilnic la Caracas și în alte orașe ale țării. Violențele din marja acestor proteste, a căror responsabilitate și-o pasează reciproc guvernul și opoziția, au făcut 66 de morți și peste 1000 de răniți. Nu este o încălcare mai gravă a Constituției decât să face o constituantă care uzurpă puterea poporului. A denunțat sâmbătă în fața reprezentanților presei deputatul din partea opoziției, Tomas Guanipa, care a manifestat la Caracas. Parlamentul este singurul organ al aparatului de stat controlat de opoziție. Membrii adunării constituante urmează să fie aleși la 30 iulie. Opoziția vede în aceasta o manevră a președintelui pentru a se agăța de putere, în timp ce țara se confruntă cu o gravă criză politică și economică, marcată de o influență glopantă și lipsa mai multor alimente de bază și medicamente.